Maria Boldor a scris istorie pentru scrima românească. Sportiva de la clubul Steaua București a cucerit medalia de bronz în proba de floretă individual la campionatul mondial de scrimă pentru seniori de la Cairo, după un concurs aproape perfect. De ziua ei, Maria vorbește, într-un interviu Steaua TV, despre pasiuni, motivație, eșecuri, victorii și, nu în ultimul rând, despre modul în care a reușit să uimească o lume întreagă cu succesul său din Egipt. Maria, când ai pășit prima dată în sala de scrimă? La vârsta de 10 ani, când tatăl meu mi-a introdus acest sport și am început cu domnul George Purescu la proba de spadă. Și cum ai ajuns la floretă? Printr-o întâmplare am ajuns la floretă, pur și simplu am schimbat antrenorul, noi eram foarte mici și prima mea antrenoare de floretă a fost doamna Mihaela Dincă. Cum ai descrie succesul obținut la Cairo, prima medalie pentru floreta românească la un campionat mondial de seniori după 19 ani? Pentru mine personal a fost o reușită și îmi doresc ca de acum încolo să avem din ce în ce mai multe medalii la proba de floretă feminin. Roxana Scarat Bălădeanu a fost până la tine ultima floretistă din țara noastră care a urcat pe podium la mondiale. Ai vorbit cu ea după succesul tău? Ce ți-a spus? Doamna Roxana mi-a lăudat modul de tras, ceea ce pentru mine a fost un compliment și pe mine mă interesează, pentru că mă interesează foarte mult nu doar rezultatul, cât și conținutul și modul în care am ajuns acolo. Care este floretista din România care te-a inspirat de-a lungul carierei? Au fost cam toți sportivii pe care i-am întâlnit, m-au inspirat. M-au inspirat fetele de la spadă. Când eram mică mă uitam ca la Dumnezeu la Simona German, Simona Alexandru atunci, băieții de la sabie. Când aveam 13 ani ne-am dus, am văzut campionatul mondial unde ei au ieșit vicecampion mondial cu Alin Badea, Teodosiu, Tiberiu și Laura Badea, pentru că am avut și o ocazia și onoarea să pot vorbi direct de foarte multe ori, dânsa m-a susținut și este un exemplu nu doar de mare, mare sportiv, ci și un exemplu de om și de femeie. A fost un moment de-a lungul carierei când ți-ai spus, gata, mă las de scrimă? Când mi-am pus problema cel mai serios să mă las de scrimă a fost chiar cu câteva luni înainte de campionatul mondial. Dar bine că am trecut peste moment și de acum încolo sper ca lucrurile să funcționeze așa cum este benefic pentru toată lumea, așa cum este drept să fie și să ne urmăm drumul către marea performanță. Ce te motivează să intri în fiecare dimineață în sala de scrimă? Eu am șansa de a iubi sportul ăsta foarte, foarte mult și am șansa de a-mi face plăcere să fac mișcare, să fac scrimă. Bineînțeles, asta este principala motivație, iubirea pe care o am și pasiunea față de sport. Cea mai mare pasiune a ta este? Mi-e place teatru. Pentru că scrima nu mai este pasiune acum. Este mai mult de pasiune. Știu că într-o vreme scriai poezii. Mai e timp de această pasiune? Timp este, doar că eu nu mai scriu. Citesc mai mult, mai bine. Dacă ar fi să mulțumești cuiva pentru ajutorul oferit în câștigarea acestei medalii, cine ar fi? Mentorul meu, cu care am lucrat foarte mult pe plan, să spunem, mental, ca să se înțeleagă. Și nu numai, și este și cea mai bună prietena mea, Valentina Ahmena. Și I want to thank me.